ce a constat prelegerea dumneavoastră? În ce a constat? Prelegerea dumneavoastră. Prelegerea mea a fost despre stenoza aortică, o valvulopatie pe care o întâlnim extrem de frecvent în practică. Spuneam că este a treia ca frecvență după regurgitarea mitrală și regurgitarea tricuspidiană. Asta și datorită faptului că asistăm la momentul actual la o creștere a duratei de viață a populației. Și este o valvulopatie pe care o întâlnim în special la vârstnic, după vârsta de 65 de ani, 70 de ani, printr-o patologie pe care o numim degenerescență calcifică senilă. A fost o prezentare despre modul de abordare, de evaluare a acestei valvulopatii pentru a stabili momentul optim de corecție și pentru a putea ajuta pacientul post-corecția leziunii valvulare pentru a prelungi durata vieții, pentru a ameliora calitatea vieții. Cum afectează stresul sănătatea inimii și ce măsuri de precauție trebuie să adoptăm? Aici e o întrebare challenging, destul de dificilă, pentru că stresul face parte din viața noastră. Știți foarte bine că în funcție de tipologia fiecăruia, unii se stresează mai puțin, alții se stresează mai tare, alții se stresează pentru nimicuri, alții pentru lucruri serioase. Sigur că stresul este recunoscut ca un factor de risc cardiovascular. Din păcate, e un factor de risc care, la prima vedere, aparent ar fi corectabil, dar, cum spuneam, depinde de fiecare persoană cum reușește să managereze acest stres. Sigur că afectează patologia cardiovasculară, în special sunt situații în care apar acele palpitații pe care le avem la perioadele stresante, care pot fi funcționale fără o leziune cardiacă preexistentă, fără o boală cardiacă adevărată, da? Și pe care le putem corecta cu puțin sport, cu puțin vacanță, da? Cu ceva, eu știu, suplimente de-astea pe bază de potasiu sau magneziu. Așa, poate să afecteze și să augmenteze sau să-ți genereze o criză hipertensivă într-un moment de stres. Stresul poate fi și pe bucurie, poate fi și pe necaz și atunci cumva se poate întâmpla să faci hipertensiune. Da? Și aici, mă rog, în funcție de fiecare se poate obține un control. Dar ca să vă dau o rețetă valabilă pentru controlul stresului, asta nu cred că există. Ce sfaturi le-ați acordat tinerilor care doresc să-și îmbunătățească sănătatea inimii pe o perioadă îndelungată de timp? Deci sunt sfaturi în special de stil de viață, da? Pentru că bănuiesc că nu au o patologie cardiovasculară la vârsta tânără, doar dacă e ceva congenital, dar în special o viață echilibrată, da? Cu sport, cu atenție la consumul de grăsimi, la consumul de dulciuri, pentru că diabetul este un factor de risc cardiovascular, fumatul, iar un factor de risc și, na, aș recomanda să nu fumeze, drogurile recreaționale și ele reprezintă și, din păcate, ne confruntăm astăzi cu această explozie de consum de droguri și care pot afecta destul de sever inima și, da, spus de sport, da, efort fizic dozat, eu știu, da, fiecare, o viață echilibrată, sănătoasă. Care sunt simptomele comune afecțiunilor cardiace și pe care trebuie să le cunoască publicul larg? Simptomii comune cred că e greu de spus, pentru că practic fiecare patologie are niște simptome specifice, dar în tot cazul, când omul se gândește la o boală de inimă, de obicei are lipsă de aer. Asta este unul din simptomele, să spunem, comun, care putem să-l denumim comun, lipsa de aer, palpitațiile pot fi comune, durerea în piept, da, durerea retrosternală, dar aici lucrurile iar sunt discutabile, pentru că trebuie să faci un diagnostic corect, un diagnostic diferențial. Sunt foarte multe cauze pentru durerea în piept. Da? Inclusiv în situația în care ai un motiv de bucurie sau de fericire, poți să, emoțional vorbind și stres, poți să ai dureri în piept. Da? Dar cam asta. Și, da. În final, aveți un mesaj pentru studenții UMF Craiova? Un mesaj pentru studenții UMF, da, să încercați să fiți, să ajungeți niște doctori buni, este foarte important, pentru că meseria de doctor, o meserie nobilă, să știți că nu se compară cu nimic, da, chiar dacă alții au senzația că meserilor sunt importante, stresante. Doctorii sunt o categorie aparte, probabil că de asta și acum suntem vânați așa în societatea românească, dar este important să fii un doctor bun, da? Pentru că ai pe mâna ta viața omului și asta cred că e cel mai de preț lucru pe care
cu care poți să umbli, să spun așa. Și foarte important să știi să diagnostichezi, să tratezi. De asta e important, e să vă perfecționați, să fiți niște doctori buni. După aveți să avea satisfacție, atât morale, cât și materiale.